Bună tuturor celor din de Rac sau care aveți ascendentul sau luna în de Rac și bine v-am regăsit la citirea pentru dragoste intervalul 1-15 septembrie 2023 și vom începe cu un mesaj din partea oracolului pentru voi unde avem motivație când așa cum Primăvara aduce un nou început, dacă încep să înflorească toate florile sau totul începe să prindă viață, așa și voi trebuie să vă motivați să ieșiți în evidență sau să atrageți atenția persoanei iubite. Trebuie să fiți sau să vă mențineți pozitivitatea. Da? Și să fiți motivați pentru scopul pe care îl aveți menire, pe care o aveți. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, uh, canal, pardon, să știți că vă sunt foarte, foarte recunoscătoare. Haideți să vedem care va fi energia perioadei. Și aici avem un zeciu de cupe. Apare o dorință foarte puternică la voi de a fi alături de cineva, de a vă întemeia o familie sau familia să fie mult mai unită. Sau voi să vă regăsiți uh, alături de persoana iubită. Poate unii dintre voi vreți să țineți, da, într-adevăr, pe cineva aproape. Poate fi vorba și de o revedere cu persoana iubită. Fetița vedea face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, semne de aer, gemen, balanță, vărsător. Avem și semne de foc, berbecle, o săgetător. Apar niște noutăți în viața voastră, totul vine spontan, pe repede înainte, dar vă pune în poziția în care va trebui să alegeți sau aici vi se vor uh, aduce uh, niște aprecieri sau o iubire, să spunem, acolo unde ați oferit foarte mult pentru că se cere un echilibru. Poate fi vorba și de o tentație în perioada următoare, cunoașteți o persoană nouă, vă place de acea persoană, vreți să știți dacă va fi ceva pe viitor. Lucrurile merg pe repede înainte. Vedeți că sunt anumite uh, situații care sunt foarte multe conversații scrise uh, care vă pot face să... Nu mai vedeți totul clar în jurul, în jurul vostru. Văd situația lunecoase, multe mesaje, dar o persoană nouă, o bucurie, o persoană pe care veți întâlni. Dacă sunteți într-o relație, e foarte posibil să fiți curtați de cineva. În alte situații puteți fi curtați de cineva, dar acea persoană să fie implicată într-o altă poveste. Apar noi începuturi, noi situații care vă încântă foarte tare și nevoia voastră de a vă distra sau de a vă exprima liberi. Ce aveți în suflet sau ce aveți pe suflet? O luptă pe care o duceți. O luptă de convingere, discuții pe care le purtați cu voi înși vă, Ia să vedem, luptați cu o suferință, cu o supărare, vreți să ieșiți din zona aceasta, să străluciți, vreți să vă învingeți temerile sau să nu vă mai lăsați copleșiți de anumite emoții sau să nu mai iubiți o persoană care nu, care este, to este toxică, nu vă împărtășește sentimentul, pentru că este o persoană într-adevăr care se cam joacă cu sufletul vostru, vine, pleacă nu este o persoană constantă și parcă cereți ajutor divin, vreți stabilitate, vreți siguranță, suferiți prea mult și țineți lupta aceasta în sufletul vostru, încercați să clarificați situația din sufletul vostru și să vedeți ce ar putea urma de acum încolo. Motivul acestei stări poate fi vorba de o indecizie sau despre o persoană confuză, instabilă, neserioasă, poate fi vorba și de faptul că v-ați pierdut încrederea în femei sau în bărbați, depinde de la caz la caz, dar cu toate acestea, să știți că vă veți reveni, pentru că mi-apare o eliberare, o vindecare, speranța că totul va fi bine și că va apărea un nou început în viața voastră. Puteți avea de-a face cu zodia vărsător, gemeni, balanț, berbec, leu, săgetător și un capricorn apare aici la voi. Văd foarte multă toxicitate. Motivul stării voastre e că v-ați aflat într-o relație toxică care v-a provocat foarte, foarte multă durere, dar vi s-a dat lucrurile acestea să le trăiți, dar văd că totul se va încheia acum și aici, da? în perioada aceasta. Nu veți mai duce durerea aceasta mai departe. Vă, văd că încercați să vă convingeți voi pe voi înși vă că nu se merită să rămâneți în această energie sau să suferiți după o persoană care v-a mințit sau care v-a trădat. Haideți să vedem ce se va întâmpla între voi și persoana iubită sau persoana la care voi vă gândiți. Aici mi apare ca un război. Deci, vă certați, vă contraziceți, uh, unul vrea ceva, celălalt vrea altceva. Persoana aceasta este foarte dură cu voi. E o persoană veșnic nemulțumită, e o persoană care parcă caută scandal. Nu reușiți să ajungeți la un omitor comun, nu reușiți să vă spuneți punctul de vedere acestei persoane, fiind foarte încăpățânate sau este o persoană care se gândește la ce a fost în trecut. Poate ați avut o ceartă la un moment dat și persoana aceasta tot pune preț sau pune accent pe situația care a fost atunci și care s-a încheiat de mult, dar nu trece peste. Uh... Ca între voi și această persoană să existe un uh, viitor uh, curat, un viitor strălucit sau un viitor bun, sănătos, uh, trebuie să ierte această persoană ce a fost în trecut, să depășească momentul. Și văd că vor veni niște informații, vor veni niște situații sau această persoană va întâmpina niște situații care îi va da ca o trezire. Voi stai un pic, că nu sunt picarea mea cea bună. Uite, tot stau și mă stresez sau mă consum cu ce a fost în trecut, dar uh, nu văd ceea ce vine în viața mea sau ce se întâmplă cu adevărat în viața mea. Vreți o schimbare și va avea loc, se va produce o schimbare, uh, apare și un nou început în viața voastră și parcă lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Aveți de face cu semne de aer, geme, balanță, vârsător, semne de foc, berbecleu, săgetător, dar văd o îmbunătățire care va veni așa și va fi din ce în ce mai bună, doar că problema în toată povestea este persoana cu care voi sunteți, pe care o iubiți, la care vă gândiți este motivul principal pentru care relația aceasta nu funcționează sau nu uh, lasă să se întâmple ceva mai frumos și mai benefic între voi. Ce vrea de fapt această persoană? Nu vrea nimic serios, văd că uneori dă dovadă de foarte multă imaturitate, uh, ori că este curios, curioasă în legătură cu ce va fi, ori momentan nu-și găsește locul, nu-și găsește liniștea, nu uh, vede un viitor clar precum îl vedeți voi. Este o persoană care tot timpul ori pune întrebări, ori este nesigură sau instabilă din punct de vedere emoțional. Nici el sau ea nu știe ce vrea cu adevărat. Dar nu este nicio problemă, pentru că aici o să vină destinul, soarta în viața lui, în viața ei și va arăta cale pe care trebuie să meargă. O să fie cam dureros pentru această persoană, pentru că foarte greu acceptă anumite lucruri, iar spada adevărului va fi înfiptă fix în sufletul acestei persoane și va da ca o trezire. Ce vrea, de fapt, să-și cunoască adevărata soartă sau un nou început? Pe voi vă vrea, asta e clar, doar că nu realizează încă o pierdere sau că poate să vă piardă. Tăcerea aceasta se va tăia din rădăcini și o să trateze totul cu mult mai multă seriozitate, mai mult calm. Poate este vorba și de o persoană care pune mult accent pe alte lucruri, cum ar fi partea materială, ce spune familia, sau este o persoană mai egoistă. Dar vă veți revedea și o să vă spună. De fapt, toată situația prin care a trecut și ce a făcut-o sau l-a făcut să ajungă în punctul acesta de să se comportă atât de urât cu voi. Ce va apărea pe neașteptate? O pauză, o, conversație, o relație care se pune pe pauză, sau uh, pur și simplu o schimbare la 180 de grade a persoanei iubite sau la persoana pe care, la care voi vă gândiți. Și poate fi vorba de o declarație de dragoste care vă șochează, uh, pentru că aici vorbim de faptul că această persoană tot a căutat un vinovat sau nu știu, nu și-a asumat relația, nu și-a asumat sentimentele și dintr-o dată, Vine cu o declarație către voi de vă lasă mască, poate fi și o persoană în zodia pești din câte văd, deci o declarație de dragoste vă dă peste cap da? și vorbim de o iubire curată care vine în scurt timp sau declarația aceasta sau mărturisirea aceasta vine rapid și văd că aveți încredere, știți că vine cu sinceritate declarația aceasta. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!